Salut! Bine ați venit la Salt Pancake, dragii, și astăzi o să vorbim despre un ou. Un ou este pe Instagram. The best and the rest, o bate pe Kylie Jenner. Avem aici articole, peste articole, peste articole. Toată lumea scrie despre oul ăsta. Ce este cu oul ăsta? Am și eu unul, de ce nu e așa de special? Deci avem articol pe ziare.com. Fii atent aici, să vedem ce a scris ziare.com despre oul nostru. O fotografie cu un ou a doborât recordul de like-uri de pe Instagram. O fotografie cu un ou a reușit o performanță demnă de invidiat. Bravo, oule, bravo. Ce? Și anume a doborât recordul de like-uri pe Instagram. Fotografia a reușit să doboare recordul ținut de Kylie Jenner cu o poză care primise 18 milioane de aprecieri, arată CNN. A, nici măcar nu-i luată, nici măcar nu-i românească, e luată de pe CNN. Nu numai că imaginea așa, nu știu ce, fotografia a fost postată pe contul de Instagram World Record Egg, creat special pentru acest experiment. Haideți să stabilim un record mondial împreună pentru cea mai apreciată poză de pe Instagram. Și să doborăm recordul de ținut de Kylie Jenner, 18 milioane de aprecieri. Putem, asta era mesajul care însoțea fotografia. În direcția asta merge umanitatea. Oamenii au încercat să afle cine se află în spatele acestei imagini cu oul și cine a pus la cale întregul experiment, dar nimeni nu a descoperit încă. E how to basic, deci probabil da, na, nu știu ce să... Kylie, when she sees the world record egg account... Hai să vedem ce zice Kylie. Ha! Are doar 3 milioane de like-uri. Ha! Pe răspunsul ei. Oul, dacă făcea respons la Kylie Jenner, sigur făcea 16 milioane. Ce m-am speriat. First, let's feel the ground. Really hot? Okay. Așa. Da. Asta a fost tot? Kylie? Și ești ripost? Oul ăsta nu e impresionat. Ce respons e ăsta? Dacă oul de la respons, să stai. Că oul poate să-i dea respons. Orice ou. Oul ăsta. Hai să-i dăm o personalitate. El e oul Nelu. Ce faci Nelu, Relu, oul Nelu? Ce ai spus Nelu față de acest respons oribil al doamnei Kylie? Puh, scui pe părerea ei, puh! Dacă îți face gură de tu, poate să-i fac gură de tu. Dai, acum are față de puh, puh! Pe părerea ei, puh! Are, e cu două fețe, vezi? E Nelu pe partea asta fericit, Nelu pe partea asta super. S-a băgat mai repede decât credeam eu. Și-a făcut deja fortul acolo. Când vedeți chestiile alea gen acolo Tesi și-a făcut hotel, probabil. Dacă n-are și piscină, nici nu știu ce are. Acum, Egg Gang are 42 de milioane. Beating the current world record held by Kylie Jenner, 18 milioane. We got this. Are 42 de milioane. 42 de milioane. Ce story-uri are ouă ăsta? Wow, Kylie. Asta era poza lui Kylie? Menu all the way. Hold to basic all over again. Trebuie scat lips Kylie Jenner for egg. Egg box. Frate, excelent. Ce dracu e asta? Ce părere ai de... Putem să luăm interviu chiar. Ce părere... Aruncă microfonul aici. Ce părere aveți despre pagina dumneavoastră de Instagram? Cum a crescut așa de repede în așa puțin timp? Humans are dumb. Să înțeleg că nu vă place întrebarea asta. Vă rog, nu mă răniți. Dar e peste tot. Instagram e Kylie Jenner most like record beaten. Și încă o chestie. Sunt peste tot! You can't defeat me! I know, but he can. Bine, ăsta e un bonus de la mine. Foarte bun. V-am rugat pe Instagram, v-am lăsat postarea asta pe story și v-am rugat să-mi dați orice meme de suflet pe care îl aveți. V-am dat ca exemplu ăstea cu ouă, pentru că acum erau peste tot. Nici măcar n-aveau sens. Deci, la un moment dat, vedeam oameni, efectiv, în tramvai 41, care... Știi, atunci când te uiți la oameni în telefon, foarte urât, foarte urât, dar practic n-aveam cum să nu mă uit, că era fix în față. Da, știu, scuze, dar avea efectiv telefonul în mână. A dat scroll pe Insta. A văzut o poză cu un ou și nu cred că era fix aia din postare, dar a văzut un meme sau ceva cu un ou. S-a uitat efectiv așa. Și la mai departe. Unde s-a ajuns? Unde este Gangnam Style-ul de care avem nevoie? Oh my god, that's deep, bro. Porun fert, băietul. Te rog, fă clip reacție la 4 gang. Refuz, Sorine, refuz. Aici sunt o grămadă de mimuri cu apă. Tanti cu apă. Apă, copii. Poate să plouă, dar nu cu apă. Cu, ca o apă cristalină, nu apă. Când vorbește despre tine cu prietenul ei.
World Record Egg News. E pagina de Insta cu news despre ho-ho. Și Ioana mi-a trimis câteva aici. Ce? Au, au. Who would win a supermodel with over 100 million followers? An egg. Nu știu ce să zic, aparent ou l-a câștigat detașat. Și vreau să fac o glumă cu ou în cuvântul ăla, dar aparent n-avem cuvinte cu ou în română. Te-o-chiat? Asta e cea mai bună glumă, care am putut să o găsesc. Postezi. Asta e un meme cu mine? Oh, mai sunt, acel moment când îți intră zăpada în bluză. Din internet. Kylie Jenner. Oh, fuck! King egg. Frate, dacă vezi asta, respect. Nu, asta e veche. Mă, ce supărat. Ce fumat era aia seară? Bă, nu eram. Aseară ți-ai căutat telefonul o oră cu blițul de la telefon. Ești adoptată. Măcar pe mine m-au vrut. Nu. Care e artistul tău preferat? Abi. Căr. Big Changas. Prietenii legendari Ion Creangă și Mihai Eminescu. Codrin și Ecu. Întrebarea mea e: Creangă-i Codrin și Ecu Eminescu? When you clean on your bed after a long time. Cel mai bun meme. Uite la el. E așa de muncit încât s-a chinuit să schimbe și fundalul de la ou. La 35 de ani eram atât de mic încât tata mă bătea cu cureaua de la ceas. Adrian, copilul minune. Cred. Nu dau seama ce inocent pare. Cum vrei să ai pilă la bac. A căzut de la balcon, vă rog, cine a găsit sunați. DJ Caleg. Suffering from success. Arăți bine, dar vezi, să nu ți se urce la cap. Ați auzit de Mihai Eminescu? Nu, că eu nu l-am în lista de prieteni, dar poate că o să-i dau cerere de prietenie. Sau pe Insta să-i dai follow și lui Creangă. Eu nu mai iau bilet pentru o stație. Controlorii. Hi, băi, am pățore 3 ori, nu este amuzant. Vă rog, terminați. Vorbesc serios. Om al străzii arestat la domiciliu. Cum merge facultatea? Mama, hai trezește, trebuie să mergi la școală. Eu. Doar patoful se nici nu-mi da seama în care. Zici că e o capră, arată exact ca niște copite de capră. Când vă vizitează o rudă bătrână și zice că va rămâne peste noapte. Ce urât, unde sunt mimurile cu ouă? Instagram în momentul ăsta. Vă rog, nu-mi puneți fața pe un ou. Egg gang. I have this egg. Yes. Yes. Oh. Ce-i asta? Ce-i asta? E o fată care își face machiajul cu nou. Mă bune, asta era. Era, te rog, spune că nu era un nou. Și mă joc că machiajul zici că e de ou. Arată exact ca un. Are și culorile de ou. Mi-e frică dacă se apropie un balon. Dacă fata asta trece pe lângă un carnaval. Da? Dacă trece pe lângă un târg și o fetiță mică care e ferice că și-a luat și ea primul balon. Se apropie de asta? Să sparg toate visele în fața ochilor. Te-ai prins? I have a little surprise for you. Wait, what is that? Guys, this egg right here, just be Kylie Jenner for the most likes on Instagram. Here guys, let me show you. Oh, come on man, aia a fost fake, fake! Te să apreciem acel buci? Acel buci. Break a neck! Ce asta? Vreau și un challenge-ul ăsta în România. Vă rog să-l aducă, aduceți-l. Muntenilor, vă aștept, faceți challenge-ul cu o sparte în cap. A fost bărboc să v-ați legat la ochi. Acum faceți-o pe asta. Ce greșit arată. Uta! De ce mi-e scârbă? Frate! Nu o să dea ouă niciodată, fraiere. 42 de milioane. Bă, asta face tot, cred că urlă ca o fetiță de fiecare dată. Hai, frate. Well, astea au fost mimurile voastre, mimurile internetului, combinate în mimuri românești. Asta a fost o surpriză pentru toți. 42 de milioane. Felicitări, oule. O meriți. Tot nu găsesc cuvinte. Scrieți-mi în comentarii, trebuie să scrieți. Caut în momentul ăsta. Căutați-mi cuvinte care au cuvântul ou în ele și să meargă să faci panuri din alea solide cu ouă. Provocarea Shaolin. Căutați alea cu ouă. Cuvintele cu ouă să fie în comentarii jos. Jos la ouă.
Și asta a fost video-ul ăsta, sper că v-a plăcut. Vă că v-am lăsat în descriere povestea mea de la Viața Bate Vlog. A fost primul an în care am realizat că s-ar putea să fiu diferit în orice fel posibil. De exemplu, țin minte litere, numere, orice, pe culori. Adică primul lucru la care mă gândesc, de exemplu, când mă gândesc la unul, e albastru. Gen, nu mai vezi nimic. Iar acum, ca să încheiem acest video minunat, vom prăji acest ou. Penelu! Și, poză cu el o să o pun pe Insta. Trebuie să facem poză cu el. Facem acum poză. Aveți poza pe Insta. Mergeți și votați pe care îl preferați. Penelu Supărelu sau îl preferați Penelu Zâmbirelu. Trebuie să le pun separat să facem tot cu like-uri cum am făcut la episodul trecut. Iar cel care va câștiga va fi... bine, nu e ca și cum ar fi două. Dar voiam să spun, cel care va câștiga nu va fi făcut omletă. Iar omleta o voi pune în următorul clip. Nu, o voi pune pe story. Facem omletă pe ăla care pierde în like-uri pe Insta. Respect! Care e artistul tău preferat? Abi.